Și bine m-am găsit la Pixel Bun! Asta va fi noul meu intro de acum înainte. Da, ca să dai dureri de cap. Exact. Deci, ce faceți, oameni buni? Andrei singur pe server și joacă Pixel, mă, iar eu mă joc de Sky Titan. Pentru că nu merge hamachiul, da? Nu mă judecați. Are un calculator din paie. Nu e adevărat, nu merge hamachiul pentru că trebuie să fac Windows-ul. În acest episod vreau să prind un Pokémon. Wow, Andrei, ce achievement uriaș ai. Da, mă. Și încă unul bun, nu vreau un rahat. Wow, Andrei, parcă vrei să prinzi un rahat, panoramă. Trebuie să inventez un rahat. Hai să vedem. Aoleu, în pădurea asta am lag. În Nether, dacă mă duc, nu găsesc nimic, nu? Poate. Că poate. O să găsești cel mai mare legendar de pe planetă. Că zici tu? Și nu cred asta, bun. Haide, cioară! Hai, da. Cred că Adelina mai vrea să filmeze cu noi pentru că întreba dacă mai înregistrăm. I-am dezamăgit visele. Fată iubire. Bă, Andrei, tari. A dus pe apa sâmbete. Cioara asta... Și cioara asta mea nu mai știe să zboare în sus, știe doar în jos. A, bine că se oprește serverul. Ah. Ce se opri? Zis Adelina că se oprește serverul. În fine, pentru câteva minute. Eu nu știu cum să urc la Andrei. Bă, ce Pokémon e ăsta, Vepi? Venipede. Venipede? Da. Nu știu. Pentru că ai o pronunție de caca. V-E-N-I-P-E-D-E. Arată-mi el. Păcat să ți-l arăt. Prinde-l atunci, prinde-l. Prinde-l, da, e bun. Hai, bun. Dacă mă uit pe hartă, poate găsești ceva. Pe ce hartă? Harta României. A, da. Ce zi e mâine, Luci, nu? E luni. Da. Ură zilele de luni. Andrei, doar pentru că începe școala asta nu înseamnă că ar trebui să urăști. Și ar trebui să-ți placă la școală, dar Andrei, înveți în fiecare zi lucruri noi și interacționezi cu colegii și cu prietenii tăi, da, adică școala e complet frumoasă. Vorbea Luci care acum vreo 2 sau 3 episoade în Sky Titans, școala e nasoală. Da, înseamnă că l-a bătut cineva cu parul, deși a schimbat părerea. Școala chiar e nasoală, adică unele părți ale școlii, unele chestii. Am găsit un templu, sper că este necercetat. Ca de exemplu, profesorul ăla care nu te înțelege de fiecare dată când ai o scuză sau, mai știi, scuza aia care e fumată, dar câteodată de fapt este adevărat și nimeni nu te crede pentru că a fost folosită prea mult, gen, de exemplu, mi-am uitat caietul acasă sau... mănâncă din greșeală câinele de tema și tu nu ai ce scuză să zici pentru că nu o să te creadă nimeni, știi? Mama, am găsit un templu de diamante, nu sunt, da? Am găsit ușa. Chit că nu există... Ia-ti-i dinăuntru. Chit că nu există cai sau există cai? Există cai. Anonul 6. Ștai, Andrei, nu mai spune ce opțiune ești. Dar desigur că n-am un târnăcop, așa că spar cu mâna ca țăran. Țăran. Am și un târnăcop, ce să mai zic. Andrei? Ce vrei? Bă, dacă îmi dau kill, nu mă duce acasă. Încearcă. Kill. Așa. Magastem. Și acum să-mi fac și eu niște unelte, naiba. A, văd că avem piatră, ne facem un castel. Oh my god, m-ai mâncat cu castelul. Nu, Andrei, nu ne facem un castel. De ce? Drău, nu vreau să ne facem un castel. Ce nu vrei? Ai putea să faci un mini castel mai încolo dacă vrei, dar nu mi-ar place să ne facem un castel. Ai putea, în schimb, să faci un turn, de exemplu, un turn de veghe. Construiești un turn de veghe, un pic mai încolo. Bis, sharp, ce e? Bishark?
Is harp. Nu știu, frate, trebuie să-l văd. E ceva roșu cu cerculețe în loc de stomac. Ah, mai lămurit, Andrei. ce vreau să zic? Știi ce poți să faci? Da. Te duci un pic mai încolo. Așa. Și construiești un turn de veche dintre ăla șmecher, știi, cu stă umplic și toate alea, în care să te urci, știi, și doar să privești depărtași, știi tu, turnurile alea de veche, care sunt ori în păduri, ori în castele, dar doar turnul de veche, atât. Cu cabl sau și cu stone brick, ce gen, știi? Mă, ce bătaie-mi de asta. Înțelegi măcar ce vreau să zic? A, da, tot. Deci nu construiești un turn de veche? Acum nu. Stai să... Construiește-mă acum. A, știu ce e bișarcul. Ia. Cred că o tai. E bun de ceva. Mă uit acum. Deci construiești turnul ăla de veche sau nu în episodul ăsta? Nu. No. Sau... Am construiește el. Turn de veche, la unde naibil mai pun? Un pic mai încolo de ăsta, de Poki Center. Bun, hai să te capturez. Vino în coace. Poing. Hai. Rugăm la zi Pokémonilor din sezonul trecut. Zeii Pokémonilor vor fi mereu în final. Și și a intrat. A intrat. Ai simțit găurii? Comentez. Ne. Hai, construiește turnul ăla de veche, staci. Eu nu înțeleg cum ai vrea să arate un turn de veche. Un turn mai șmecher așa, care să nu fie pătrățos și care să te urci pe o scară, o scară dintre aia, știi, nu scară din scări, scară de scări. Mi-am place că Luci vine cu o condiție, un turn să nu fie pătrățos. Un turn în care urci și dai o labă. Un loc mic în care doar privești. Doar privești și în cea mai ocazie un chest. Dar privești și dai o labă. Exact. Și în interior pui scările, știi? Hai că vreau să-mi văd și un nou Pokémon ce putere are. A, deci nu-ți construiești turnul, bine? Oh, bă, îl construiesc, mă, mai stresat și tu. Da, păcată, taci, taci. Pă-te în pana mea. Eu mă arțeamteză și nu am învățat, da? Trebuie să învăț asta seară. Și? Trebuie să învăț asta seară. Și? Și? Aha. Și? 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 Aha. Panorama ești. Cărămidă, cărămidă. Stai că întreabă colegii ce avem pentru mâine. Noi pe grupul nostru de multe ori întreabă ce avem pentru mâine. Facem unul, parcă școala avem, dar nu știu sigur. Oh, oh my god, luni trecem la ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, abia aștept. Ce aia, am scris un rezumat de 30 de pagini la carte, la cărțile alea două, de fapt sunt două cărți, în una cred. Bravo, Luci. Mi-a plăcut cartea, a fost frumoasă, dar finalul m-a lăsat rece. Ca și cum știi, ești în timpul unei partide și dai, știi, și pleacă. Ceva de gest. Bă, acum știi și tu, depinde de om. Știu, rămâi așa, știi, rece. Știi, uite așa la mână și mâna zice, da, fă-o. Ce? Ok, bun. Esei, acum depinde de om. Adică finalul, știi, ăla se întoarce din război, ceva de genul, pentru că a fost rănit și primește o scrisoare. Ei se mai certaseră de mai multe ori, știi? Și tipii aia doi în carte. Și primește o scrisoare și zice la domnule, țin să vă informez că soția, în timp ce tu lupți eroic în război, soția ta te înșeală ca o târfă sau ceva de genul. Și după aceea se despart și gata. Adică, what the fuck, mă așteptam la ceva epic, ceva dragoste sau ceva trădări, ceva umorâri, știi? Gen moara cu noroc, Ion, chestii, dar nu. Dar ei pur și simplu se despart, adică observ finalul realist în toată opera aia nasoală, dar mă așteptam la ceva mai bun de la carte. Adică de asta se numește ultima noapte de dragoste, ultima noapte de război. Ce dragoste? Cu mai multe gelozie în cartea aia. Trebuie să se numească ultima noapte de gelozie. O. Oh. Deci turnul nu va fi pătrățos. Na, nu deloc. Deci mersi. Fă-l într-un cerc dintre la șmecher. În mijlocul casei. A? Făcui în casă. Îl făcuși în casă? Da. Nu fii prost.
Sper că glumești. Mai sper. Panorama, așa au sperat și aia de pe Titanic, că o să ajungă vii. O să ajungă ce? O să ajungă vii acasă. Adică? Adică, nu știi, nu știi că au murit o mare parte din ei? Unde au murit? Înghețați! Unde să moară? De unde au murit înghețați? Cine a murit înghețați? Aia după Titanic? Titanic! Aaa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 a
Da, într-o mașină veche și scumpă, da. Ok. Și acolo în apă, ăla a fost prost, trebuia să citeze locul, trebuia să o dea la o parte și zică, mișcă, este locul meu, târbo. Final fericit! Da, pentru cel care a supraviețuit. Păi da! Și după aceea să fie ceva de genul, Jack! Jack, nu mă neg, Jack! După aceea, mi-a plăcut partida, dar ai un 8 din 10, îmi pare rău. După aceea, Vai! Jack! Veți observa un om leneș care nu-și face un târnăcop să spargă piatra. Jack! Frate, deci revenim la... Deci, mie nu-mi plac romanele astea care sunt la bug. Deci, pur și simplu sunt plictisitoare și realiste și nașpa. Adică dacă ar pica, nu știu ce, 50 de Adică, umbrele lui... adică fată, sunt prea nașpa. Fată, dacă ar pica 50 de umbrele lui Grey, care e plin de sex, atunci da, cred că toată lumea ar lua bacul. Și-am revenit. Eu vorbeam acolo singur, o. Ce să-ți fac dacă ești mai nebun de felul tău? Păi n-avem și noi o masă de lucru în tot ăsta? Cel mai leneș om de pe planeta De unde știi tu? asta. Pentru că te-am văzut în acțiune, Andrei. Te mișcă ca o șopârlă. Nu stai. Ca un merc. Nu stai. Ca o broască testoasă, dar măcar alea o dau repede. Să scot niște sunete ciudate. O, vreau să știu asta. Nu mă întreba de unde știi. Tu știi multe chestii, dar ce să mai zic? Eu în viață, de fapt, o să mă fac de la gen Bear Grylls, doar că nu o să beau pipi și nu o să mănânc chestii și nu o să mă ascund în cămile, da? Gen, o să-mi iau o cameră și o să filmez două testoase cum și-o trag, știi? Și după aceea o să devin popular prin efectele pe care o să le adaug și o să fiu super epic și o să mă duc peste tot la toate televiziunile și o să câștig bani și femei și ce? Deja ai dat în prostie. Prostia este numele tău mijlociu, Andrei. Andrei, Ai lăsat foarte rece cu gluma asta. știu că te-am lăsat rece, ha, pentru că am plecat. E timpul să-ți folosești mâna, Andrei. Înțeleg. Acum mâna ta are cu totul un alt scop, Andrei, trebuie să te satisfaci. Timpul să... Nu era să zic ce e timpul. Să-ți dai nimic, lasă baltă. Relaxează-te, Andrei, bea o cană de zlobos. Bea tu dacă vrei. Relaxează-te. Ce termin fucking turnul ăsta, încheie episodul. De ce, Andrei? De ce l închei? Ce ai făcut tot episodul ăsta legat de Pixelmon? Ai prins un Pokémon și ce? Te crezi mecheră? Îmi bătaie? Vreau să prind mai mulți, dar tu... Tu te și fă turnul de veghe! Deci haideți să vorbim. Noi vrem să facem o chestie de Crăciun, dar nu o să vă zicem ce. Și da, asta e tot. Tot promițător. Ți-a plăcut? Adică, trebuie să facem oriceva serie, oriceva chestii parcurs. Aaaa! Andrei! A, știam de mult că ești. Am stors o coajă de mandarină în degete și mi-a dat în ochi. Aaaa! Traumele vieții. Mama, Andrei, din monstru, ochi îngrozitor, frate. Și mă jucam eu cu coaja de mandarină cu în mână și am stors-o și mi-a sărit direct în ochi și mă ustură de nu mai pot. Ce Ba prozut! dacă te mănâncă în cură, asta ti se întâmplă. Iar că mă mănâncă cu scarpină, mă. Mamă, deci mă ustură ochiul de nu mai pot, Andrei, mi-au dat lacrimile, lacrimile, frate. Mai rău ca în tânăr și neliniștit. Da, mai rău. Poate că ăsta este adevărul. Poate că am descoperit cum cei din tânăr și neliniștit plâng. Tam, tam, tam. Melodie dramatică. Poți să-i oferim lui Luciu un premiu.
Ai gata de acesta care jucat în The Sopranos. Tu ce ai? Eu mă ustru ochii. Eu mă ustur ochii. Replică de nota 10 pe scara alfabetului. Eu nu știe limba română. Ce știe tu? Eu știe la... Afară de la bal, ceva mai știi? Am vrut să zic aia. Nu, da, ai zis. Eu știe cum se dau lui Andrei la... Au mă ustru ochiul! Exact, eu știe cum să-i dau lui Andrei la au mă ustru ochiul. Oh, se termină și aici episodul. Andrei este gheiuț, Andrei este gheiuț, Și sânge Andrei cucu. este gheiuț. Vă mulțumim că ați venit acest episod, nu uitați să dați un masiv de like-uri pentru Andrei Gheiuțul și ne vedem data viitoare. Și sângem în live, salut! Andrei.